fiecare an, în ziua cea din tâi, biserica prăznuiește tăierea împrejur, cea după trupa Domnului. În Evanghelia după Luca citim faptul că atunci când s-au împlinit 8 zile ca să-l taie împrejur, i-au pus numele Iisus, cum a fost numit de înger, mai înainte de a se zămisli în pântece. Această rânduială a tăierii împrejur a aparținut legii vechi, o rânduială căreia Mântuitorul s-a supus. Beda Venerabilul scrie despre tăierea împrejur a Domnului. A primit în trup tăierea împrejur prescrisă de lege, cu toate că a venit în trup fără nicio pată sau întinare. El care a venit în asemănarea cărnii păcătoase, nu în trup păcătos, nu s-a întors de la remediul prin care trupul păcătos se curăța în chip obișnuit. La fel, nu din trebuință, ci pentru a da exemplu, s-a supus apelor botezului prin care voia pe oamenii noi legea Harului să fie spălați de petele păcatului. La fel, Sfântul Chiril al Alexandriei spune că după tăierea împrejur a lui Iisus, rânduiala s-a anulat prin introducerea botezului, căruia tăierea împrejur i-a fost model. De aceea nu ne mai tăiem împrejur. Mi se pare că tăierea împrejur, spune Sfântul Chiril, a împlinit trei scopuri. Primul a fost acela de a separa urmașii lui Avraam printr-un soi de semn și pecete de celelalte neamuri. Al doilea a prefigurat în sine harul și eficacitatea dumnezeiescului botez. Înainte, un bărbat tăiat împrejur era inclus în poporul lui Dumnezeu în virtutea acelei peceți. Azi, o persoană care este botezată și poartă în sine pe Hristos ca pecete, devine membru al familiei înfiate de Dumnezeu. Al treilea, tăierea împrejur este simbolul credincioșilor atunci când sunt așezați în har, tăind și omorând în sine învolburatele porniri ale patimilor și plăcerilor trupești prin ascuțimea credinței și a nevoințelor. Fac aceasta nu tăind trupul, ci curățind inima. Fac aceasta fiind tăiați împrejur în duh, nu în literă. Un alt autor al primelor veacuri a tâlcuit astfel. Deci, când a murit, și noi am murit cu el. Și când a înviat, și noi am înviat. În același fel și noi am fost tăiați împrejur cu el. După tăierea sa împrejur, am fost curățiți printr-o solemnă purificare. De aceea, nu mai avem nevoie deloc de o tăiere împrejur a trupului.